Am auzit două sărituri, dar abia acum. Sper să fie mai viu peștele peste o oră măcar. Gata, l-am luat. Asta, uite-l că a venit. Gata. Stai ușor. Vezi, a prins și o lumina. Gata, a venit shallow. Stai, shallow. N-are ce să fie altceva. Haide, mă, coace. Ia, coace, fii cu minte. Așa, gata, fii cu minte. Ai văzut? Shallow simte, cum să nu. L-a înghițit cu tot. Să luminăm aici frumos. E bunicel și ăsta. Are lejer 700 de grame. Așa da, mai merge. Să văd acum cum îi scot ăsta din gură. O ancoră. O dată. Haide, mă. Să mut eu asta mai sus. Așa. Haide, mă. Și ăsta l-a înțepat de la noi, n-ai mai. Să vedem. Da, trebuie să scot patentul ăla mic. Așa, da. Și încă o dată punem asta la loc. Deci la salmotril. Îl simte, n-are cum să nu-l simte. Te pui cu shallow. Ce n-ai mai. Gata. Mergem la următorul. La pescuit de finețe, se pare că salmotrilul de 7 cm este super. Și l-am luat și aproximativ de lângă mal. Mi-amintesc o dată, dar nu în locul ăsta, am prins un șarpe la Wobbler. Era noapte și am simțit eu că am dat în ceva, dar era și ceva greu. Nu foarte greu, dar nu făcea ca un pește și cum era beznă totală, zic nu mai aprind lanterna să văd ce e, creangă ce să fie. Și noroc că aș roierat ăla și asta m-a reținut să pun mâna pe el. Haide-mă. Altfel luam mâna și mă mușca șarpele ăla. Am înțeles că ăștia nu sunt veninoși oficial, deși au niște zigzaguri. Eu știu, am înțeles că există și vipera de delta, ceva de genul ăsta. Dar știu concret că un băiat, un copil, se juca cu niște șerpi, îl mânca undeva, cum se zice mai pe românește, și până la urmă l-a prins de mână și s-a umflat mâna instantaneu, l-a dus la spital. Bineînțeles, a scăpat, dar mai multe nu știu ce a pățit. Haide, mă. Așa, lău, nu mai vrea nimic. Nimic. Nu zice absolut nimic, tace mâlc. S-a pus ploaie. Hai, ca să gogule atunci.